Fapte uimitoare. Bufnița. Bufnița este una dintre cele mai interesante creaturi ale lui Dumnezeu, care poate fi găsită pe fiecare continent, cu excepția Antarcticii. Acest fapt se datorează parțial faptului că șoarecii, mâncarea preferată a bufnițelor, se găsesc peste tot din abundență. Bufnițele nu au dinți, așa că înghit șoarecii cu totul. Părțile care nu sunt digerabile, precum blana, oasele și dinții, sunt adunate într-un cocoloș pe care îl regurgitează. Bufnițele sunt vânători excelenți deoarece au ochi foarte mari cu care văd în profunzime, în special când lumina este slabă. Ochii lor sunt poziționați frontal, ceea ce le conferă un aer de înțelepciune și cântăresc 5% din greutatea lor corporală. Cu aceste dotări, bufnițele văd binocular pe o rază largă. De fapt, nici măcar nu sunt globi oculari, ci mai degrabă tuburi alungite, ca niște telescoape scurte, susținute de structura osoasă a craniului. Din acest motiv, o bufniță nu-și poate da ochii peste cap și nici nu poate să și miște, ci numai că privească drept înainte. Oricum, compensează mai mult decât e nevoie cu abilitatea de a-și roti capul în jur și de a-l întoarce aproape la spate. Bufnița reușește așadar acest lucru din cauza că are un gât lung și flexibil cu 14 vertebre, de două ori mai multe decât a oamenii. Acest lucru îi permite să-și învârtă capul la 270 de grade, aproape un cerc complet. Cum nu cred că pot să facă mulți? Când o pasăre obișnuită zboară, aerul trece prin suprafața aripii, creând turbulențe ce scot un zgomot ca un șuierat sau fâlfâit. Însă bufnițele când zboară nu scot niciun sunet. Peste penaj au un strat catifelat ce amortizează sunetul. În plus, marginile frontale ale penelor, aripilor, sunt ca un pieptene fin ce înăbușe sunetul scos de bătaia aripilor. Datorită zborului silențios, prada nu aude bufnița venind. În plus, îi vine în ajutor auzul ei, care este extrem de ascuțit. În mod ciudat, orificiile urechilor se găsesc la niveluri ușor diferite pe cap și sunt setate în unghiuri diferite. Unul mai sus, în apropiere de fruntea bufniței, iar celălalt mai jos, cam la nivelul cunările păsării. Amplasarea asimetrică îi ajută pe acești vânători să localizeze prada cu precizie. Urechile, de asemenea, sunt înconjurate de pene ce se pot deschide pentru a căpăta sunetele slabe făcute de prăzile de mici dimensiuni sau se pot închide ca măsură de protecție împotriva sunetelor puternice. Ele sunt acoperite de un guler flexibil făcut dintr-o rețea densă din pene scurte care îi încadrează fața, dându-i un aer de farfurie parabolică ce reflectă sunetele. Acest fapt îi conferă bufniței un auz extrem de sensibil și direcțional, cu care poate localiza până și prăzi de mici dimensiuni, chiar și într-un întuneric total. Biblia ne învață că ochii lui Dumnezeu pot vedea oriunde ne-am afla, iar urechile lui ne pot auzi până și gândurile. Un alt fapt uimitor. Cineva a estimat că în Statele Unite sunt aproximativ 2 milioane de legi. Dacă un om s-ar apuca să le studieze, citind 2 legi pe zi, s-ar putea califica pentru titlul de cetățean care respectă legea în aproximativ 6.000 de ani. Totuși, orice copil poate învăța că Dumnezeu a fost capabil să rezume așteptările pe care le are din partea omului, felul cum ar trebui să se raporteze aceasta la Dumnezeu și la aproapele său în 10 principii simple. În Matei 22:37-40, Iisus i-a răspuns: să iubești la Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!